Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă conferință de presă. Soare frumos, lucrări, politică, că văd că s-a început campania electorală și toate partidele încep să găsească aturi și puncte de, eu știu, de sprijin în campanie. Se pare normal că într-o campanie cel mai mult s-a tași primarul, indiferent că e de europarlamentare, că de parlamentare, prezidențiale, are, n-are treabă. Primarul este responsabil pentru tot ce nu e bun. Și pe bună dreptate, tot ce nu e realizat, tot ce este neîndeplinit, primarul e de vină. Ce s-a făcut e meritul celor din jurul primarului. Asta e de când lumea nu o să o schimbe, acum nu o să mă vai de treaba aceasta. Am văzut adunarea generală a organizației municipale a PNL. Și am ascultat și eu discursul domnului Motrean. Tehnica asta modernă, ca la lui Mihăiță acum, ți-a în direct și în timp real, că îți vine să te duci acolo să spui, să ceri drept la replică în momentul ăla. Și voi dați în direct, bravo. Și, da, voi dați cu cameră serioasă, nu cu cameruță mică. Din iunie, când la da. Și am observat, domnul Motreanu, ca și politician, ca și, eu știu, persoană publică, este o persoană responsabilă și bine pregătită. Am documentat și eu de CV-ul dumnealui, chiar ok, a avut o ascensiune și profesională și politică de vreo aproape 30 de ani. Drept urmare, chiar dacă pare așa tânăr, are în spate o experiență cam în toate domeniile. Mai mult pe agricultură, dar unde a fost și ministru, n-am știut că a fost ministru, dar am citit într-un CV al dumnealui și îl felicit. Asta înseamnă că are oarece experiență și are și o experiență de viață. Nu te poți lansa nedocumentat. Accepți de la politicieni locali, politicieni făcuți așa peste noapte, dar din partea dumnealui mă așteptam la o documentare mai serioasă. Poate că ceea ce a spus acolo discutat din vremurile când era Lucian Iliescu primar și chiar primăria Giurgiu nu avea niciun proiect european. Și asta o garantez și viața și realitatea o susține ceea ce spun, susține această afirmație, că nu am găsit niciun proiect european. Singur era cel cu bulgarii blocat, pentru că n-a fost mulțumit de sumă și a zis că nu-l fac, nu mi-ați dat 1.200.000 de euro, nu o să-l faceți nici voi, că ați luat 6.800.000. Și l-am deblocat când am venit. Și am mai depus vreo 2-3 proiecte pe ultimele surse financiare care s-au mai găsit. Și astea au fost toate proiectele pe finanțarea 2007-2013. Nu e vina mea că am venit la sfârșitul exercițiului financiar și nu mă pot compara cu domnul Bolojan, care a accesat în perioada 2007-2013 vreo 160 de milioane de euro. 160 de milioane de euro sunt bani, bani. Mai trebuie să spunem un lucru. Pe vremea aceea primeau bani, chiar din fonduri europene, primarii PDL-ului. Cât a fost Ministerul Dezvoltării și era Elena Udrea, uitați-vă, în finanțările 2007-2013, proiectele lor erau pe primul plan. Dacă mai rămâneau bani, mai luau și alții. Și mă gândeam ce replică să-i dau domnului Motreanu, măcar așa, de început. Nu sunt stilul de om care să mă cobor la un nivel de discuție și să discut pe același ton care l-au făcut dumnealui. Și am dat, e ușor, pe un motor de căutare, să vezi ce înseamnă negarea realității. Și primul material, cred că era și cel mai citit, este un material semnat de un psiholog, Daniel Moiș, care spune așa, și dacă îmi permiteți 2-3 minute, o să vă dau și dumneavoastră acest material, e destul de interesant. Negarea, cea mai gravă boală din lume. Negarea este o afecțiune ciudată. Nu te omoară și nu doare. Tocmai de aceea este destul de greu de vindecat. Nu cedează la medicamente și nici la alte tratamente, deoarece bolnavul le respinge agresiv și fuge de ele ca dracu de tămâie. Mai mult, negarea trece neobservată tocmai de cel afectat de ea. Exemplul cel mai
Concludent este al dependentului de alcool, care e gata să jure că el de fapt nu bea. Sau acceptă că unul ar bea, dar numai câte un pahar sau două. Și apoi pierde șirul. Negarea pare a fi, la prima vedere, mai degrabă o stare de spirit decât de o boală. Tocmai pentru că cel afectat o folosește pe post de medicament. El va refuza să recunoască faptul că suferă în urma ei. Ba mai mult, chiar suferința va fi cea care îi va deschide ochii și care îl va determina să-și recunoască afecțiunile. Când negarea pune stăpânire pe tine, ești captiv. Ești prizonierul propriei tale minți și nu te mai poți corecta, deoarece chiar tu o pui agresiv, chiar tu te opui agresiv. Negarea, ca și orice altă afecțiune, are și ea un tratament. Poate fi vindecată prin autoobservare. Însă puțină lume captivă în negare va fi dispusă să facă acești pași. Mai ales primul pas, și anume acceptarea problemei. În momentul în care problema va fi acceptată, persoana va fi scoasă automat din negarea în care se va complăcea. Și închei cu una din declarațiile unui fost președinte al țării, care spunea cu emfază astfel: criza nu ne va afecta. Cine a avut curajul să-l contrazică? Ziariștii, analiștii politici sau realitatea dură a faptelor? Și cu asta i-am răspuns. Acum vin în fața dumneavoastră și v-am pus la dispoziție toate proiectele pe care primăria le-a depus, le-a câștigat, se implementează, sunt în diverse faze de implementare sau de, evaluare, și termenele vi le spun, că ieri am fost la Consiliul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Sunt proiecte de aproape 30 de milioane de euro în implementare și se lucrează la ele. Avem portul trimodal, se lucrează de un an și ceva, au fost mari probleme, dar el se lucrează, la el se lucrează. Avem termen martie-aprilie anul viitor să fie gata și va fi gata. Apoi avem coridorul TNT, conectivitate între România și Bulgaria pe programul Interreg România-Bulgaria. Proiect de 8 milioane, din care 4,8 milioane de euro, primăria municipiului Giurgiu. S-a terminat proiectarea, s-a finalizat, este scos la licitație. Sperăm că în 2-3 luni maxim să vedem firmă care o să lucreze și să răzuie toată șoseaua București, să aștearnă alt covor asfaltic. Prieteniei, 1 decembrie 1918 și Mihai Viteazu de la spital și până la Steaua Dunării. Cetatea Giurgiu. Trebuie să finalizăm proiectarea. 750.000 de euro. Coridorul 7, acel proiect tot Interreg România-Bulgaria cu portul de ambarcațiuni. 8 milioane de euro, 3,3 milioane de euro primăria Giurgiu. Pe programul operațional Capital Uman avem două proiecte. Un proiect pe sisteme de management al calității și un proiect pe anticorupție. Ambele de aproape 100.000 de euro fiecare. Avem tot pe programul operațional capital administrativ aproape 900.000 de euro ghișeu unic, unde trebuie să facem și strategia de dezvoltare locală 2020-2027 și tot ce înseamnă aplicații, 10 aplicații pentru interacțiunea cu cetățeanul mult mai rapidă. Tot în implementare avem 6 blocuri la policlinică, aproape 600.000 de euro. A intrat acum, am semnat ieri contractul cu ansamblu 5 în valoare de 5 milioane de lei, 1,1 milioane de euro. Și avem 5 unități de învățământ, deja contracte semnate. Grădinița numărul 9, 850.000 de euro, grădinița numărul 5, 400.000 de euro, școala numărul 8, 850.000 de euro, liceul Bălănescu, 550.000 de euro, liceul Tudor Vianu, 600.000 de euro. Ieri când semnam contractul pentru liceul Vianu și ansamblu 5, ne-a sunat de la ADR Sud-Muntenia că a venit și școala 4. Deci urmează celelalte 3 școli, 3 unități de învățământ. Școala 4 deja este semnată minister, mai rămâne în valoare de 430.000 de euro. Grădinița Dumbrava minunată și căsuța fermecată,
căsuța fermecată 450.000 de euro și dumbrava minunată 140.000 de euro, doar un corp de clădire, deja, și acestea, cred eu, că într-o săptămână semnăm contractele. Tot în contractare, deci sunt trimise doar să mai verifice autoritatea de management și să ne trimită adresele, avem încă două ansambluri de blocuri. Ansamblu 3, tot 5 milioane de, de lei, 1,1 milioane de euro, și ansamblu 4, tot 1,1 milioane de euro. Proiecte care le vom semna cât de curând. Sunt în evaluare încă 3 proiecte privind anvelopare blocuri. Și aici avem ansamblu 6 de aproape 3 milioane de euro, ansamblu 7 de aproape 2,5 milioane de euro și zona centru Alexandriei 1,2 milioane de euro. Aici mai aveam foarte multe blocuri dispersate și am zis mai facem un pachet, că avem adresele de la cetățeni, au semnat și suntem în regulă. Și le-am semnat și pe acestea. Avem în evaluare pe axa 4. Și până în luna iunie se va finaliza această evaluare. Axa 4 este axa dedicată primăriilor municipiului reședință și unde avem prealocați 23,6 milioane de euro. Iar faptul că ni s-a permis să depunem dosare și proiecte până la 150%, ne-a permis să depunem proiecte de 32 de milioane de euro. De ce nu am depus mai mult? Pentru că inițial s-a spus că se depune exact câți bani ai alocați. Dar și ieri la Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional discutam și ni se spunea că unde au rămas bani? Și au rămas la axa 3, anvelopare blocuri, la axa 3.1b, anvelopare unități de învățământ sau instituții publice, la 1.1, 2.1 au rămas, la 1.1, 1.2, 2.1 au rămas bani. Banii aceștia vor merge către axa 4. Să asigure inclusiv ce rămâne de la axa 3. Deci, de aceea ni s-a permis să contractăm, să depunem proiecte, să supracontractăm 150%, noi am mers cam pe 138%, ceva de genul acesta. Și aici avem coridorul central, 7,5 milioane de euro, unde intră refacerea străzilor CFR 1907, Petre Ghelmez, gării Ice Brătianu, Tineretului 1 decembrie și Bulevardul Prieteniei, la fel, zona de fibră optică. Coridorul vestic, autobuze, piste de bicicletă, trotuare, intră în acest proiect. Cel de-al doilea e proiect de mobilitate urbană, 7,5 milioane de euro, cu autobaza Tracum și avem șoseaua Sloboziei, Bălănoaiei, Pictor Andreescu, Ramadan, Gloriei și Pictor Grigorescu și la fel, autobuze, pistă de bicicletă, trotuare și sistematizare zonă. Și zona estică, 10 milioane de euro, unde vom face un park and ride, o parcare mare, deservită de mijloacele de transport, și intră străzile Academician Miron Nicolescu, Plantelor, Unirii și Digului. Canalul Cama a trecut de evaluarea documentației, 5 milioane de euro, și apoi vin proiectele mai mici, tot în cadrul axei 4, 250.000 de euro la seminar teologic, dezvoltare locală integrală, vă spuneam, acel spațiu verde cu teren de sport și loc de joacă, dezvoltare locală integrată, locuințe sociale, 250.000 de euro, regenerare urbană Cărămidarii Noi, 500.000 de euro, reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței numărul 3, 600.000 de euro, modernizarea grădiniței Căsuța Fermecată, 600.000 de euro. Proiect care deja a trecut iarăși de faza de evaluare pe programul operațional Capital Uman, axa 4, 2,8 milioane de euro, bunicii comunității. În acest proiect să realizează, fie realizăm, îmbunătățim, îl modernizăm un spațiu existent al primăriei și îl transformăm în un fel de centru medical, stomatologic, oftalmologic și cred că medicină generală, unde bunicii comunității, așa se numește proiectul, seniorii noștri vor avea timp de 3 ani de zile acces gratuit pe fonduri europene. Tot ce înseamnă analize, tratament, tot ce înseamnă acești bani. De aceea sunt foarte puțini bani pe amenajare, urmând ca pe partea de susținere să fie mulți bani, timp de 3 ani de zile. Și avem proiectul cu finanțat de, prin programul operațional, dar prin Ministerul Dezvoltării, stații de reîncărcare vehicule electrice, aproape 200.000 de euro.
Avem deja depuse și sunt în evaluare pe programul operațional de pescuit servicii de agrement pe canalul Sfântul Gheorghe 400.000 de euro, servicii transport pescar pe canalul Sfântul Gheorghe 200.000 de euro și festivalul Dunărea la Giurgiu 300.000 de euro și tradiții și obiceiuri pescărești dunărene, iarăși aproape 100.000 de euro. Urmează să mai depunem, pentru că nu s-au lansat, amenajare spațiu de agrement adiacent Verigă, aproape 10 km în partea stângă până în vest alpine, vor fi terenuri de sport, un teren la nivelul unui teren normal, unui teren la standard de antrenament, deci cu gazon, de fotbal, 4 terenuri de tenis cu tartan, vestiare, spații pentru interior cu sală de forță și parc. Zonă verde, zonă de, eu știu, și toată zona aceea în stânga, neecologizată, înspre Verigă și înspre lacul Veriga și care acum arată jalnic, va fi un proiect de 2,5 milioane de euro. Este deja în depunere acest proiect pe 29 martie 2019. Și vine programul, proiectul PEGAL, grupul de acțiune locală, acel proiect de 7 milioane de euro pe care l-am câștigat. Nu a apărut încă ghidul, dar noi am lucrat să face expertiză tehnică și proiectare la Casa Tineretului și pe un proiect de 3,5 milioane de euro. Și toate sumele celelalte avem trotuarul din Rudari, teren de sport cu tartan la școala 6, liceul economic, un loc de joacă în zona, un loc de joacă pentru copii în zona acestui case de cultura tineretului. Și apoi vreo 2 milioane și ceva de euro sunt în servicii sociale, în servicii de pregătire a populației marginalizate, a populației care trăiește în zona respectivă. Cam astea sunt proiectele pe fonduri europene. Și cu asta am răspuns domnului. Poate că nu a știut, poate că informațiile dumnealui n-au venit după o sursă sigură sau n-a avut timp să... Dar cu ajutorul dumneavoastră, îi le vom pune la dispoziție ca să nu aibă dubii vis-a-vis de dezvoltarea orașului. Poftim? Că se vor termina sau se vor începe? Deci, cele în implementare, deci până la care vi le-am citit, inclusiv cu ansamblu 5, în vara aceasta intră la lucru. Toate școlile intră imediat, pentru că le vom scoate, am demarat procedurile și cred eu că luni se vor urca pe SEAP, am luat avizul de la ANAP și putem să le urcăm pe SEAP. Toate școlile, nu că suntem obligați, n-avem încotro, trebuie pornite imediat ca pe timpul vacanței de vară să se lucreze în interior. Ce înseamnă lucru în interior? Nu înseamnă doar anveloparea școlii. Înseamnă schimbarea sistemului de încălzire în clădire, de se vor înlocui toate corpurile de încălzire cu unele performante, schimbarea sistemului de iluminat. Deci vom avea sistem de iluminat cu LED, cu tot ce înseamnă tablou electric, de se înlocuiește tot. Și apoi venim, cât timpul ne permite, oricum școlile au termen de implementare, cred că până în primăvara anului viitor. Încercăm să amenajăm clădirea de la fosta bibliotecă Ia Basarabescu, lângă PNL, zona aceea. Îl avem în folosință spațiul respectiv, l-am cerut la Consiliul Județean, în proprietate, și ar putea să ne-l dea. Ne-au răspuns că să-l ținem în continuare în administrare. Mi-aș fi dorit proprietatea pentru că investim acolo și e bine să rămână când... Oricum nu poate să ne-l mai ia, da? Mai sunt, nu mai sunt primar, rămâne acolo. Rămâne al comunității, pentru că nu o să luăm niciunul acasă. Dacă nu, ne permite și pe un spațiu închiriat. Și atunci, având un spațiu închiriat cam în jur de 80-100 de metri pătrați, putem plăti, prin proiect avem chiria asigurată și atunci nu mai avem nevoie de investiții, mergem pe un spațiu închiriat și plătim doar chirie. Și toți banii se duc în servicii. Când se începe la cablu? Nici măcar nu s-a deschis axa. Și
Deci am câștigat, s-a făcut toată procedura, s-au stabilit primăriile, UAT-urile care beneficiază de program, s-a încheiat programul, avem 7 milioane de euro, dar nu s-a lansat ghidul. Dar oricum, nu stăm după ei, facem proiectele ca atunci când se lansează ghidul să și depunem și să dăm drumul și la licitație. O dată depus, imediat am forțat și dau drumul la licitație cu acea clauză suspensivă că nu semnăm contractul de finanțare cu firma care câștigă licitația decât în momentul în care contractul de execuție lucrări cu firma care câștigă licitația decât în momentul în care semnăm contractul de finanțare. Și nu mai pierdem timp. Să lucrează pe parte de proiectare și de soluție tehnică. Va fi giratoriu, numai că trebuie, odată ce am decopertat, am văzut ce-i dedesubt. Și acum... Păi acolo este, zic eu, cel mai mare nod de canalizare menajeră din oraș. Este șoseaua București, care cuprinde toate blocurile și toată zona. Gândiți-vă că de la pasarelă, tot ce înseamnă bloc cu ansamblurile, unul pe ies, pe stânga și pe dreapta, plus Negru Vodă, plus Clopotari și tot ce înseamnă, descarcă în șoseaua București. Apoi avem cel mai mare tronson, acea are un metru și ceva, am înțeles, pe șoseaua București, dar un metru jumate conducta pe șoseaua, pe Bulevardul Mihai Viteazu, care preia tot ce înseamnă de la... autogară și zona respectivă și până se duce la stația de epurare, e un nod aici. Un nod care s-a făcut cum s-a făcut la vremea respectivă și care nu-i conform acum. Și apare o problemă acolo de blocaj. Am avut, nu ne dădeam seama dacă nu a intrat în suprapresiune toată șoseaua București. N-a mai descărcat. Undeva a făcut un dop și n-a mai descărcat. Și atunci a trebuit să facă, imediat s-a lucrat vreo 3 zile, 4 zile și s-a făcut o deviație provizorie ca din șoseaua București să intre în diagonală pe Mihai Viteazu, dar trebuie rezolvat acel nod și problema e de acolo. Acum vin cu soluții, să vedem. S-ar putea să spargem, să ne ducem să facem un cămin destul de mare, vizitabil cu tot, cu placă, nu știu, dar va rămâne. Și s-ar putea ca acel sens giratoriu să-l facem, cum am mai văzut, cu piatră așezat, fără vegetație. Bine că nu l-am mutat pe Mihai Viteazu. Dar oricum, am văzut lucrai atunci când s-a turnat? Lucrai, nu? Nici un pic de fier. Da. Ai văzut când am spart, nu? Beton mort. Beton mort. Nu poți să pui, să faci o statuie, indiferent cât de mic ar fi, să fie fără nimic. Nici eu nu cred că rezistă. Beton mort și câteva plase de... Halatul. Halatul. A fost făcut de ADPP-ul, nu ești mai interesant. Domnul Jim, n-am găsit, deci dacă noi n-am găsit acte la Fântâna Arteziană. Deci Fântâna Arteziană în acte nu există. Cum s-a făcut, cum s-a achiziționat, nu există. Mai departe... Deci, mai la ADP, facturi în contabilitate pe achiziții inox. Se poate, dar nu există ca și lucrare. Achiziție inox, fer. Ajunge să luăm primăria achiziție inox, da. Deci n-am găsit, ne-am dat seama când s-a stricat pompa și am zis, luați și voi, de unde să vedem unde să-și luați proiectul, să vedem ce se întâmplă. Și, băi, nu că nu este proiect. Băi, nu se poate, în primărie s-a finanțat asta, nu că s-a făcut ADPP. Bun, și nu a existat și ei, n-au avut autorizație de construcție, ce nu. Și sunt mai multe, prietenii, ai că le un parc, pui pomii, pui asta, da. Parcul Tineretului, dar aici discutăm de o investiție. Nu poți să spui că nu găsești. Și mai sunt, da, în sfârșit. Poftim? Cum? Ce treabă are? Funcționează tot timpul. Am reparat-o. I-am făcut evaluare. Doamne, până la urmă sunt economist. Știu ce înseamnă. C-
când ai un bun care nu găsești documente la el, faci documente administrative, îl bagi în contabilitate și îl declar prin hotărâre de Consiliu, domeniul public sau privat, depinde în ce se încadrează. Și ai plecat. Nu ai. Pleci mai departe. Ce pretenții să avem? N-am găsit documente la Vama Nouă. Deci toată Vama Nouă, construită în 93-94, a fost intabulată și scrie acolo fără acte. Cum Dumnezeului să construiești o vamă și să scrii în dreptul lor fără acte? Ministerul Finanțelor. Așa că și la case mai mari să practică. S-a construit vama, nu se știa cine, dacă există sau nu proprietarii. Bine, acolo a fost terenul primăriei, știu toată treaba, a fost terenul primăriei, l-am cedat noi, în administrare și pentru o hotărâre de guvern al lor l-au trecut în proprietate. Da. Deci cam astea sunt lucrările. Se mai lucrează în acest moment pe PNDL 1, pe PNDL 2, ansamblu 1, să lucrează. Așteptăm să termine la Slobozia, unde au promis că vin. Și eu am avut un șoc săptămâna trecută, mergând spre Malu. Când am trecut în Slobozia, am văzut că 60 de oameni lucrau. M-am speriat. Utilaje, oameni, mașini. Și zic, bă, cine ori lucra aici? Ce firmă? Ce firmă? Când m-am uitat Gecor? Mașină de Gecor. L-am sunat pe Georgică și i-am spus, domn primar, termin la Slobozia și intru la dumneavoastră cu toți ăștia 60 de oameni. Bravo, mă, ție. Mie mi-a trimis hârtie că până la 1 martie nu poți, că e iarnă și e frig, și la Slobozia lucrez de... Am aici și eu. Sperăm să nu fie ce îmi spun mulți, că ar fi un sabotaj, că prea s-a mai întâmplat toată înainte de alegeri. În 2015 a avut tot așa Gecor o lucrare în zona abatorului și n-a lucrat nimic toată vara. Și a venit să lucreze când nu mai aveau contract. Le-am prelungit contractul. Tot n-au venit și în noiembrie s-a expirat și prelungirea și n-au venit. Și nu le-am mai prelungit contractul. I-am trimis hârtie că se reziliază, să oprește, gata, nu mai avem. Au lucrat repede în 3 luni, într-o lună, au turnat asfalt tot acolo, cum l-au turnat noaptea, lucrau pe la... Așa, l-a venit și l-a mai reparat în primăvară. Și s-a dus în instanță și au câștigat și ne obligă instanța să le dăm banii. Da. Și să declarăm recepție. Domn primar, ați mai vorbit cu nouul ministru, domnul Răzvan Cuc, legat de proiectele pe care vreau să le aveți, linia de șoseaua de centură, degeara aia... Credeți că am intrare la domnul ministru? Cred că da. Este sigur că am intrare, da? Da. Am vorbit ieri. Și? Mi-a spus că într-un timp foarte scurt, nu o să divulg acum pentru că sunt informații până la urmă în cadrul unor licitații, dar într-un timp foarte scurt se va desemna proiectantul și executantul lucrării. Deci, țineți minte când m-au întrebat presa atunci dacă îl susțin, am zis mi se pare normal să susțin pe cineva din Giurgiu, cineva care chiar dacă s-a transferat, atunci nu era transferat, la Piatra Neamț, la Neamț, până la urmă, e giurgiuvean, a fost ales pe listele, a fost parlamentar giurgiuvean și este, cum să zic, face parte din organizația municipală. Deci numai că nu e de la țară, nu e din organizația municipală Giurgiu, așa că... Asta înseamnă că, deci, într-un timp foarte scurt, zile nu multe, se semnează contractul, și apoi este cea de-a doua centură unde se lucrează la studiul de fezabilitate și urmează să o includă în program. Ambele au finanțare europeană, deci nu se pune problema de a asigura surse naționale pentru aceste două proiecte. Sincer, de podul de la Grădiștea, dacă îl mai întrebam eu, n-avea sens. Îl întreabă foarte multă lume și acela parte din coridorul 9, deci sigur se va finanța și se va asigura sursele să se facă și acel. Că vrem noi, că nu vrem, Uniunea Europeană nu ne lasă. Că nu se finalizează când ne-am dorit, ok. Ultima întrebare. Domnul deputat Alexandru Andrei, am înțeles că a fost exclus din PSD. Considerați că e statutar. Nu pot să mă pronunț pentru că ne participăm la conferința extraordinară a Organizației Județene de Alegeri. Cum știți, organizația municipală nu a participat atunci. Noi am contestat acele alegeri.
așteptăm și acum de la centru să ni se spună dacă suntem. Eu am răbdare, știți că asta mă rog în fiecare să-mi dea răbdare și înțelepciune. Mi-a dat acum și răbdare și înțelepciune. Nici nu ridic problema. Și din câte știu, procedura e de jos în sus. Adică fiind și Alexandru Andrei membru în organizația locală, aparținând organizației municipale, cum desemnarea lui ca și candidat a plecat de jos în sus și partea de, eu știu, punctul meu de vedere, dacă încereți. V-am spus, n-am votat pentru că n-aveam drept de vot. Dar punctul meu de vedere era să plece de jos. Nu știu, n-am citit statutul aici, chiar pot să spun că n-am citit statutul, să văd dacă se poate în anumite cazuri să sar peste etape și să îl excluzi prin CEX. N-am citit dacă CEX-ul are acest atribut sau poate direct fără organizații locale și să facă acest lucru. Este treaba lui Andrei Alexandru, este decizia lui dacă rămâne, el s-a anunțat independent, deci asta înseamnă că e o formă de a ieși ușor. Deci când e o voie să declare independent. Am ajutor din independenții PSD. Aia altă treabă, îl primi la loc. Dar vă spun, având în vedere că și-a declinat prin, eu știu, și-a declinat retragerea din PSD prin declararea lui ca și independent, cred eu că era un argument al CEX-ului de a aproba această excludere. Bine, nu știu, v-am spus, n-am citit statutul și mi-e greu să mă pronunț. În general, la conferințe de presă la primărie nu prea vorbesc politică. Am discutat cu de domnul Motreanu tocmai pentru faptul că trebuia să fac legătura cu proiectele care le implementăm. O întrebare, ești promisă tactică, nu mai sunt întrebări politice. Ați votat pentru susținerea președintelui de-a voastră la alegerile europarlamentare? V-am spus că n-am drept de vot. Deci, particip pentru că particip de drept. Primarul municipiului, reședință, parlamentar, europarlamentar, participă de drept. Acum asta cu votatul, mi s-a spus că dacă particip, am și dreptul de a vota. Dar... Nu, am zis să nu declar nestatutară prin votul meu. Da, până la urmă era dreptul fiecărei organizații, acum vă spun din partea, era dreptul fiecărei organizații de a nominaliza un candidat. Mi se pare normal și corect ca domnul Bădălău să, dacă își dorește acest lucru, să poată fi votat de către organizație. Deci dacă discutăm ca și normalitate, e normal. Au fost propuneri, m-au propus și pe mine, și direct domnul Bădălău, și din sală un alt primar, am spus că am atât de multe proiecte de implementat la Giurgiu, nu mă duc să le implementez de la Bruxelles, le implementez de la Giurgiu, așa că nu-mi doresc Bruxelles. Nu, am întrebat și pe cineva aici, că la misiunea, dacă se schimba situația blocului anele 2002, că a început să cam dărâme. A început să cadă bucăți de beton din bloc, subsolul este plin de apă, e o întrebare... Da. Și anele 2002 și de Istru ANL și ce Istru ANL, noi am tot făcut investiții. Nici noi nu putem să facem investiții decât în baza fondului de rulment pe care ni-l lasă Agenția Națională pentru Locuințe, tocmai pentru întreținerea acestor blocuri. Blocul ANL 2002 a fost făcut pe structura unui bloc organizare de șantier, are un culoar lung, nu are o structură din aceasta care să permită o întreținere ușoară. Este un fost bloc muncitoresc transformat în ANL, cu două, cu trei camere, cu o cameră. Problema este că și populația de acolo, într-o anumită perioadă, când persoanele care locuiesc în ANL, când li s-a dat acele ANL-uri, s-a dat pe mai mult pe anumite criterii, cum să zic, sociale. Și acele persoane, încă mai avem pe doamna Răbâncă, dacă nu mă înșel, nu Răbâncă, nu știu cum se numește, la camera 7, care ne chinuim de, eu mă chinui de 7 ani, înaintea mea s-au mai chinuit de vreo 5 ani, să facă evacuare, ne ducem în instanță și în instanță ni se spunea, s-a rezolvat, nu se poate.
pe principiu că este nepoata cuiva de la Înalta Curte. Da. Acum, cred că acum vreo 2-3 ani a venit băiatul dumneaei, are și probleme psihice, a venit băiatul dumneaei, am încercat să discutăm cu dumnealui să o ia la București, a zis da, o iau sigur, a zis și a plecat și n-a mai luat. Și acea persoană nu mai are racord de apă, de energie, creează probleme, sparge țevi, a scos o butelie, a dat drumul la gaz într-o perioadă. Deci o persoană și cu probleme psihice, dar nu putem să le rezolvăm chiar pe toate. Și creează un disconfort și cetățenilor. Vă spuneam că blocul 2002, ANL 2002, e dat în funcțiune în 2002. Deci în 2002 până acum sunt 17 ani. Gândiți-vă că s-au făcut investițiile, faci, când am venit primar, știu că s-au modernizat, s-au curățat, s-au vopsit, s-au aranjat toate blocurile care erau ale date în administrare. Nu au grijă mulți de ele, mulți au grijă. La un moment dat, mulți au cerut să schimbe, să plece de acolo. Ca și de Istru, așteptam 1 martie și cred că punem în aplicare că s-a încălzit afară. E o familie în de Istru, ANL. În E, ANL, nu de, în E, că e ce și E. Unde n-au mai plătit, au devastat. Să nu credeți că primăria e bună de plată. Primăria plătește că trebuie să plătească, dar undeva recuperează. Și acea familie care a creat cele mai mari probleme acolo, va avea de suferit. Pentru că urmăm procedura, evacuăm, după evacuare urmează să facem o expertiză, o inventariere a cheltuielilor necesare pentru repunerea în funcțiune acelui apartament, iar după aceea ne îndreptăm în instanță să recuperăm banii. Are, n-are, facem un câmp folosul societății. E vorba de... E pe numele ei, dar stau mai mulți. Niță, nu știu cum, celebrii jarcaleți din zonă. Atât au mai rămas. În rest, sau cam... I-am cam, cum să zic, evacuat, au ajuns la un anumit, eu știu, punct în care au zis, gata, ce s-au fi putut, s-a putut, nu se mai poate. Au văzut că suntem intransigenți vis-a-vis de aceste cazuri antisociale și s-au liniștit. Au văzut că au cam plecat în blocul ce Istru, în blocul de Istru, cu țipete, cu ăla, dar au plecat. Ceilalți care sunt în regulă vor primi locuințe sociale, au primit dintre ei care și-au făcut dosare și au fost... Pentru că primeau foarte mulți din blocurile acestea dacă își făceau dosarul la vremea respectivă. Mai permiteți o întrebare? Da. Când apare Strada Rozelor? Strada Rozelor, ca și foarte multe alte străzi, necesită cheltuieli de reasfaltare. Rozelor nici măcar nu este asfaltată, este betonată. Atunci când faci aducțiune de apă, s-a betonat înainte de canalizare și apă. S-a făcut schimbarea conductei de apă, canalizare, s-a tăiat betonul. După aceea s-au venit gazele, au mai tăiat odată strada, așa este. Sincer, ne-am focusat ca și investiții pe zona de piatră și pământ. Și acolo trebuie să insistăm să finalizăm. Strada Rozelor este o stradă betonată cu canalizare pluvială, menajeră, apă, gaz. S-au făcut, ca și multe alte locuri din oraș, gropi și tot. O să încercăm să mai reparăm din gropi, prin betonare. Dar un nou strat de asfalt, poate când ne vom apuca de construcția Casei de Cultură a Tineretului, atunci sigur vom intra și în zona respectivă. N-a mai rămas decât aceasta. Care este situația proiectului cu transformarea străzii din pietonală? Va intra în programul de investiții anul acesta, în lista de investiții. Așteptăm bugetul și noi. Astăzi, să sperăm, Curtea Constituțională va avea înțelepciunea și va lumina îl de sus să dea o soluție care să ne scoată din acest blocaj. N-am întâlnit niciodată până acum. Am mai prins începutul februarie fără buget, dar și începutul martie și sfârșitul martie fără buget niciodată. Și uitați-vă că avem vreme frumoasă. Când vom da drumul la lucrări? Când le vom scoate la licitații? Proiectele europene nu intră în categoria asta pentru că au finanțarea asigurată. Și ele pleacă direct, nu m-am treabă, n-am nevoie de hotărâre, aprob prin hotărâre de Consiliu bugetul și am încheiat, pot să-i dau drumul. Dar lucrările interne, din surse proprii sau din alte surse, au nevoie de buget.
Mă bucur că am avut foarte multe lucrări începute de anul trecut și pe care le continuăm și se lucrează în oraș. Se lucrează încă la parcări, se lucrează la canalizările pluviale și în ansamblu 1 și în ansamblu 2, se lucrează la ansamblu 2, la străzi, se lucrează la învelopare în policlinică, cam atât se mai lucrează. Mai avem două străzi, dar văd că tot întârzie să vină firmele pe Strabagul, pe Industrial în Nord și cealaltă firmă pe Munteniei. Și i-am tot trimis, le-am trimis ordinul de începere să apuce după 1 martie. Marea majoritate au folosit utilajele la dezăpezire și au avut contract până la 1 martie. Și din cauza asta, până își retrag mașinile, până... Să sperăm că vor veni. Și ați demarat o acțiune de identificare a părinților din jurul persoanelor care locuiesc în casele respective. Acum, se lucrează la refacerea nomenclatorului stradal și avem un program informatic și acest program permite nu numai identificarea străzii sau marcarea acelui, ci permite și includerea ei, acelei case și limitele de proprietate în cadastru municipiului, chiar dacă nu are cadastru, se pot face poze, fotografii ale locuințelor respective exact cu ceea ce există în acest moment. Noi am cerut, dacă tot merg, să vadă câți locuiesc, cum sunt, locuiesc vara, locuiesc în cât sunt plecați afară, ce copii. Adică am cerut, dacă tot facem această investigare, această statistică, acest recensământ al caselor, cum ar veni, să avem mai multe informații. Și acele informații apoi să le folosim la Direcția de Asistență Socială și să includem în acest program informațiile pe care le primim în timpul anului. De exemplu, ei vin toamna și își declară numărul de persoane să primească acele ajutoare de încălzire, ajutoare de la Uniunea Europeană. Folosim această bază de date să ne creeze cât de cât o idee despre numărul de persoane existente în oraș. Da, e program pe tot anul acesta și vor fi, aplicații electronice prin acel ghișeu unic care să permită cetățeanului să interacționeze rapid cu autoritățile locale. Păi noi am finalizat. PNLD-le pentru gaze este un program pentru comunele care doresc racordarea. Giurgiu a semnat contractul de alimentare. Noi cred că am racordat în oraș 90 ceva la sută, poate mai bine. Și până la sfârșitul anului au termen cei de la Virom, care au fost cumpărați, Virom a fost o firmă cu capital nemțesc, german, i-a cumpărat Gazprom acum vreo 3-4 ani, acum i-a cumpărat Engie. Nu știu ce director au, nu am avut nicio rundă de întâlniri ca să vedem programul de investiții, dacă îl vor continua, să văd ce politică au de extindere. Avem străzi care făceau parte din, programul pe anul acesta de racordare și mă refer la Pictor Andreescu, strada Negru-Vodă până în barieră, linia Videle, strada Videle, Vidra s-a băgat în Pictor Grigorescu, cărămidarii noi și zona respectivă să facă branșamentele de gaz ca să putem până la sfârșitul anului să finalizăm și noi canalizarea pluvială și să intre sfârșitul anului acesta, începutul anului viitor în asfaltare. Deci să rămână exact tronsonul acesta între Pictor Andreescu și Negru-Vodă, linia de cale ferată, să intre în asfaltare în anul următor. Acum eu zic că ar putea să beneficieze Remușul. Și am vorbit cu domnul primar, conductă există, magistrală există, poate să vină din magistrala care trece între Frătești să se racordeze și Remușul și Frăteștiu, pentru că magistrala trece până spate pe la Frătești. Între Frătești și Remuși. Între Frătești și Remuș. Deci poate să intre și să racordeze de acolo cu stați. Deci ar putea, dar trebuie să-și faci documentație. Nu știu. Dacă poate. Dacă poate.
Bărnea asta, de exemplu, nu are valoare pe niciun produs. Ce face? E piață. Dă-o așa un muzeu. Da, sunt anumite zone. Da, sunt anumite zone în care se pot stabili stațiile acestea de transformare și de acolo să plece cu conductă de medie sau de jos. Alte întrebări? Eu vă mulțumesc. Sper că am fost destul de concis vis-a-vis de